La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Suntem la întâlnirea cu numărul 560, în care eu, Armanda Filipine, vă prezint, așa cum sigur v-ați obișnuit, creațiile a trei autori și, tot așa cum deja știți, întâlnirea noastră are și un fundal sonor, câteodată cu un volum ceva mai mare, câteodată mai soft. Acum sper că se aude destul de bine un compozitor clasic, Johann Wilhelm Hertel. Iată, nu mai suntem în baroc, suntem în perioada clasică, perioada muzicală clasică, dar poeziile pe care le-am selectat pentru momentul cu numărul 560, să știți că nu sunt chiar atât de, spectrul clasic. Sunt poezii interesante și chiar o să facem un salt de la un autor care nu e chiar poet, la două tinere care încearcă să simtă, aș zice, cu toată ființa lor poezia. Spuneam că primul autor nu e chiar poet pentru că el este prozatorul și dramaturgul Dumitru Radu Popescu sau Dere Popescu, așa cum îi mai spune foarte multă lume, autorul născut în 19 august 1935 în județul Bihor, care a fost președintele Uniunii Scriitorilor din România între 1981 și 1990 și care este membru a filialei Cluj-Napoca a Uniunii Scriitorilor sau filiala Cluj. Puținele poeme pe care le-a scris, repet, prozatorul și dramaturgul Dumitru Radu Popescu au fost adunate în volume și unul dintre volume este cel apărut sub egida Academiei Române la editura Academiei, intitulat 101 de poezii. Titlul acesta știți că este oferit unei întregi colecții. Sunt destui poeți valoroși, evident, care publică sub acest titlu. Și pentru că eu aici, unde mă aflu, sunt într-o frumoasă perioadă de festival de teatru, am ales din acest volum 101 de poezii a lui Dumitru Radu Popescu, un poem care se intitulează Pălăria cetățeanului Beckett. Ce putea fi mai frumos? Normal că omul de teatru, Dere Popescu, n-avea cum să nu scrie și inspirându-se din lumea teatrală. Pălăria Melon din actul întâi e călcată în picioare, vârtos. Să trecem însă, să ajungem prin foi spre actul 2 și să ne punem pe cap altă pălărie melon și în mâini să luăm valiza cu nisip ca să înceapă jocul, bate gongul, ne vine sorocul. Evident că aici e o bucurie, dragii mei, lumea care iubește teatrul știe și ce se întâmplă în spatele cortinei și ce se întâmplă pe scândura scenei și ce se întâmplă cu diverse elemente de recuzită care apar, dispar, se schimbă și tot așa. Și bineînțeles că este interesant acest poem care e și teatru, e și poezie, e și poveste și chiar o invitație la teatru, la poezie și la poveste. Și cum spuneam, avem și tineri în momentul nostru, chiar două tinere. Una dintre ele este din Bistrița, Raluca Boantă, născută în 1996,
Și am să vă prezint cu un poem apărut în revista tot de la Bistrița, Poesis Internațional, numărul 13 din 2014. Pe atunci Raluca Boantă era elevă în ultimul an la un liceu din localitate și frecventa un cerc de scriere creativă și Claudiu Comartin a publicat-o cu mai multe poeme. Iată unul dintre ele. E un poem al tinereții și, v-am mai zis, e poezia care aproape că se scrie singură, pentru că este și trăită. Deci era Luca Boantă din Bistrița. Odată am vrut să mă mut la Iași. Poate acolo copiii fumează cu părinții. Poate acolo oglinzile nu se sparg și nimeni nu numără anii de ghinion de pe covor. Poate de acolo se fuge mai ușor la mare și costumele de baie sunt mai ieftine. Autobuzul o fi mai ieftin și el. Odată mi-ai spus că Iași. Nu, că mai bine vii tu la Cluj. Iată cât de veridic este acest spectacol poetic și cu siguranță mulți ne recunoaștem în aceste efluvii sentimentale, dar potențate bine, pentru că nu reiese nici supărarea pe părinți, nici melancolia faptului că n-ai ajuns la mare, că n-ai bani de costum, că autobuzul e prea scump și, în fine, că un oarecare el nu vrea să fie cu tine, îți tot promite una și alta. Da, îmi place acest gen de poezie în care ne regăsim. Și chiar dacă nu e metaforă și nu e prea mult spectacol poetic, e un spectacol al trăirilor care face bine cititorului. Așa că decăutați și acest gen de poezie, chiar și pentru cei care gustă splendoarea aceea a cuvântului care mustește de metafore, de comparații și de tot felul de culori ale limbii ascunse sau mai puțin ascunse în cuvinte sau în expresii. Și ca să rotungim triada și, v-am zis, ca să echilibrăm greutatea primului autor, încă o tânără în momentul nostru, de această dată și mai tânără, Iulia Rebrean este tânăra noastră, este clasa 10-a la Colegiul Național Andrei Mureșan, tot din Bistrița, numai că de această dată am să vă prezint într-un număr recent al revistei Eșene Poezia, numărul 4 din iarna 2020, v-am mai prezentat din el, nu o să vă prezint toată lumea de acolo, că nu merită, nu zic mai mult. Dar revista Poezia știți că e foarte atentă, sau de obicei e foarte atentă cu ce publică, și îmi place tare mult poemele care sunt semnate Iulia Rebrean. Ea a fost laureată a concursului național de poezie George Coșbuc, ediția 2020, și jurul din care a făcut parte și poetul Valeriu Stancu, pe care noi l-am avut alături și tare ne-am bucurat la festivalul Europoezia In Memoriam Stere Bucovală anul acesta, chiar zilele acestea ne-am despărțit de Valeriu Stancu. Deci acel juriu a premiat-o pe tânăra noastră Iulia Rebrean prin bucuria de a fi publicată în revista Poezia și iată unul dintre poemele sale, care se cheamă Plaja Vadu, și v-am mai zis, poemele se aleg singure, nu m-am gândit neapărat la mare și la plajă, dar ați văzut că și tânăra dinainte avea trimiteri la plajă. Aici e vorba chiar de plajă,
Și spune așa poemul Iuliei Rebrean: basmul tăcerii ce răsuflă un fior vulnerabil, cu nisipul care mi-a învelit inima, protejând-o de iubire, mă simțeam fără limite, eram o mare vie, iar valurile mele se agitau când mă mângâiai ușor pe obraz. Eram o mare într-o poveste, simțeam ceva trecând prin mine, dar am uitat că, de fapt, tu ești nisipul care mi-a arătat viitorul, trăind prezentul doar cu mine. Nici aici nu este risipă de metaforă, e tot trăire pură. E o dragoste care nu se arată așa cum speram noi și acest nisipul, care ar putea fi de fapt nisipul, deci n-am cum să întreb autoarea dacă e o greșeală de tipar sau pur și simplu e un cuvânt inventat, dar îmi place această formulă în care este prezentat basmul tăcerii de pe plaja Vadu, cu acest nisip care i-a învelit inima, protejând-o de iubire, fiți atenți. Și în fine, că se simțea ca o mare vie și fără limite și, în fine, valurile interioare se agitau, deci mai mult decât marea, deci există niște trimiteri, dar, în fine, și trăind prezentul doar cu tine, e așa, parcă da, parcă nu, dar e o trăire frumoasă, sinceră și pusă duios în cuvinte, aș spune, nu este paradă de sentiment, nu e paradă de expresii mai mult sau mai puțin vulnerabile, apropo de acest fior vulnerabil din poezie. Oricum, Iulia Rebrean are toate șansele să facă multe exerciții, care tot timpul, și să devină o poetă valoroasă. Deocamdată este un copil bun care sigur învață bine și care îi place literatura și sigur citește mult și sigur citește ce trebuie. De fapt, asta eu îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră, să citim cele bune, cele interesante și cele care ne ajută să creștem și să învățăm cumva, nu știu prin ce minune, să deosebim prostia de lucrurile interesante și să le alegem pe ultimele și să ne debarasăm așa repede, repede, repede de tot ce este nisip care nu ne învăluia inima, ci ne acoperă și ne face una cu pământul. Deci, în fine, ea a vorbit mai mult, dar cred că înțelegeți despre ce-i vorba. Sunt sugestii de autori. Iată, v-am recomandat și Undere Popescu, poetul, și două foarte tinere autoare. Sunt convinsă că una dintre ele are deja volum și cred că și tânăra noastră, de doar 16 ani, o să aibă cândva și ea volumul ei de poeme. Și până la întâlnirea următoare nu vă spun decât că e bine să ne acoperim inima cu poezie în această pandemie care e din ce în ce mai urâtă, cel puțin în spațiul nostru, și din când în când să descoperiți și muzică clasică, baroc, renascentistă și de toate felurile, muzică bună să fie, ca să facă bine vieții dumneavoastră pe care sigur o doriți bună. La bună revedere!